Diversitatea Formelor de Relief din România Una dintre caracteristicile reliefului României este diversitatea formelor. Înfățișarea actuală a reliefului este rezultatul proceselor de modificare și modelare a scoarței terestre, desfășurate pe parcursul milioanelor de ani, sub acțiunea agenților interni și externi. În funcție de tipul și de duritatea rocilor care sunt supuse acțiunii acestor agenți, se pot identifica mai multe categorii și tipuri de relief. Erupțiile vulcanice au dat naștere, pe teritoriul țării noastre, celui mai lung lanț vulcanic stins din Europa. Relieful caracteristic este cel de conuri, cratere, cum este de exemplu craterul de la Racoș din munții Perșani, și de aglomerări vulcanice, cum sunt celebrele stânci numite 12 apostoli din munții Calimani. Tot în roci vulcanice sunt sculptate și coloanele de bazalt de la Racoș sau detunatele din munții metaliferi. Peșisturi cristaline, roci foarte dure, greu de erodat, s-au format cele mai înalte creste din Carpații românești, care urcă la altitudini de peste 2000 de metri. În această categorie intră crestele munților Rotnei, Făgărașului, munților Parâng sau Retezat. Conglomeratele au dat naștere unor stânci cu forme ciudate, deosebit de apreciate de turiști, cum sunt cele din munții Ciucaș sau Babele și Sfinxul din munții Bucegi. Cele mai diverse și mai spectaculoase forme sunt cele sculptate în calcare, cheile, defileurile, peșterile, etc. Pot fi amintite aici cheile Bicazului din munții Hășmaș, cheile Dâmbovicioarei, și prăpăstile zărneștilor din munții Piatra Craiului, dar și sectoare mai mici apreciate de iubitorii de drumeții, cheile Minișului, cheile Carașului, cheile Nerei din munții Banatului sau cheile Turzii din munții Apuseni. La fel de numeroase sunt și peșterile, printre cele mai vizitate fiind Peștera Urșilor, Peștera Muierilor sau Peștera Dâmbovicioara. Ce forme de relief deosebite se găsesc în apropierea localității în care trăiești? Discută despre acestea cu colegii și cu familia și vizitați-le. Veți fi surprinși câte se pot ascunde în spatele unor pietre.